Organele abilitate au descins în casele mai multor persoane din Târgu Jiu, Bumbești și Runcu. Suspecții sunt bănuiți că au format un grup infracțional bazat pe relații de rudenie și afinitate pentru a face trafic de persoane atât majore cât și minore, proxenetism și spălare de bani. Cei în cauză transportau persoane din România în Italia în mod repetat cu acte false. Odată ajunse la destinație, femeile erau exploatate sexual. La data de 9 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Jiu, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea DICOT, Birou Teritorial Gorj, efectuează 15 percheziții domiciliare în județul Gorj și Dolj. Perchezițiile sunt efectuate în Târgu Jiu, Bumbești Jiu, Runcu din județul Gorj, precum și în localitatea Răcar din județul Dolj și vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. La activități participă și polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, de la Inspectoratele Județene de Poliție Gorj și Dolj, precum și jandarmi. Persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul DICOT Biroul Teritorial Gorj pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. În urma acestor activități, cei în cauză ar fi obținut sume importante de bani și bunuri mobile, care au fost schimbate și transferate pentru a ascunde natura provenienței acestora. Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.